El vine din Uniunea Europeană, deci Râbnița a găsit o altă cale, el vine prin Ucraina. Ucraina nu are interzicere ca și noi de a transporta metalul uzat pe teritoriul Moldovei din Uniunea Europeană. Asta s-a interzis, asta noi toți am înțeles, până acum Râbnița putea să primească metalul din România, pe teritoriul Moldovei, care ajungea la ei. Acum niciun gram de metal, așa nu mai merge, pentru că Uniunea Europeană a interzis exportul metalelor în afara Uniunii Europene, dar Ucraina nu are această interzicere. Noi avem.